am cerut nisipul, este foarte fin. Are și unele pietricele mici care oricum ajută la digestie. Ideal ar fi să aveți un recipient mai mare ca să intre mai multe găini deodată. Aici am puțină cenușă de lemn. Puteți amesteca sau puteți lăsa așa. Găinile oricum vor amesteca ele. Găinile au nevoie de baia de praf pentru a ține la distanță paraziții care le pot pune în pericol penele și care le pot cauza și alte probleme de sănătate. De asemenea, putem adăuga în baia de praf și alte plante care ajută la igiena păsărilor, cum ar fi lavanda, felin, mentă. Cenușa de lemn ține la distanță pătrunii și acarienii. Aceasta este și o sursă bogată de vitamine și minerale. De aceea este adăugată ca supliment alimentar în furaje. O baie de praf trebuie să conțină pământ sau nisip sau ambele, cenușa de lemn opțională, plante precum lavandă, pelin sau mentă. Acestea sunt găinile Brahma Potârnichiu. Aici am un cuibar confecționat într-o anvelopă veche. Am și aici un nou. Acesta este un nou de plastic umplut cu ciment. Îl folosesc pe post de cuibar. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal. Vă mulțumesc pentru vizionare!